Te salut! Dacă vechiul stil alimentar ți-a adus kilograme în plus, iar acum decizi să le pierzi, eu sper că recomandările specialistului în nutriție îți vor fi sursă de plăcere. Altfel, vei alege să mănânci o dată sau de două ori pe săptămână produse care nu sprijină slăbirea, adică vei consuma produsele care te-au îngrășat. Și aici este o chestie foarte interesantă. Răspunzi kilogramelor în plus prin restricții și restricțiilor prin cheat day. Nu știu cum ți se pare ție, însă mie mi se pare autosabotaj. Dar aici este și un mesaj, un mesaj care îți spune că nu îți place ceea ce mănânci. Astfel că nu vei putea să perpetuezi nou stil alimentar, nici în cadrul procesului de slăbire, dar mai ales la menținere. Cu alte cuvinte, încerci să faci ceva bun pentru tine, însă nu te simți bine. Din punctul meu de vedere, teoria care stă în spatele ideii de cheat day, aceea că ar ajuta să perpetuezi mai ușor dieta, este eronată. 1. Pentru că pleacă de la premisa că urmează să aplici o dietă, iar asta înseamnă un stil alimentar restrictiv, plin de privațiuni, cu de interdicții. Și în al doilea rând, pentru că reîntorcându-te la alimentele care te-au îngrășat, vei observa un impact negativ atât pe plan fizic cât și pe plan psihologic. Dar ce se întâmplă pe plan fizic? Consumând iarăși produse de tipul pâine, paste, pizza, cartofi prăjiți, prăjituri cu zahăr, vei aduce o cantitate foarte mare de glucoză în corp, ceea ce va impacta insulina, dar și grelina, hormonul apetitului. Cantitatea mare de glucoză urmează să fie depozitată în mușchi și în ficat, ceea ce va atrage o cantitate mare de apă. Așa că, a doua zi, când te vei cântări, vei vedea poate un kilogram în plus, dacă nu un kilogram și jumătate. Ceea ce va impacta negativ starea pe care o vei avea, întrucât tot progresul acumulat în ultima săptămână a dispărut și în locul lui a rămas frustrarea. O să-ți crească apetitul, ceea ce înseamnă că vei mânca mai mult, dar și vei mânca și dezorganizat, vei avea balonare, inflamație, nu prea vei avea o stare de bine. Iar toate acestea vor impacta motivația de a continua să slăbești. Hai să vedem un pic ce se întâmplă și pe plan psihologic. A trișa înseamnă a minți. Ție ce spun valorile interne? Este în regulă să minți, să trișezi? Trișarea are o conotație negativă, fiind asociată cu vină, cu regret, cu rușine. Cine te judecă? Tu. Ai auzit vreodată despre trișare într-un context pozitiv? Este cumplit cum pentru a putea continua, ai nevoie să minți, să trișezi. În relația de cuplu, asta se numește infidelitate, nu-i așa? Dar pe tine e ok să te minți, nu? Încerc să-ți spun că în momentul în care te vei urca pe cântar, vei fi nemulțumit, vei fi dezamăgit de tine că cu o zi înainte ai luat decizia de a mânca lucruri care nu te avantajează. Și o să apară dezamăgirea. Și pe fund de dezamăgire, frustrare și vei renunța să mai continui proiectul de a slăbi. Și asta pentru că nu ne apropiem oamenii care ne dezamăgesc. Autosabotarea vine și din faptul că mintea primește mesajul că fostul comportament alimentar este ok. În timp ce are nevoie să se distanțeze de el pentru a evita îngrășarea. Cu alte cuvinte, păstrezi vie amintirea fostului comportament alimentar. Cheat day aduce o altă idee, ideea de a rezista tentațiilor. Dar ce sunt tentațiile? Sunt plăceri interzise, iar ceea ce este interzis este apetisant. O clientă îmi zice la un moment dat, auzi Marian, ai o rețetă de papanaș care nu îngrașă? Și zic, băi fată, n-am să știi. Stai că nu ți-am zis, mie nu-mi plac papanașii. Însă din momentul în care am aflat că mă îngrașă, mi s-a făcut poftă. Deci care este soluția pentru a nu mai folosi cheat day? În primul rând, ai nevoie să răspunzi dezamăgirii prin stabilirea unor ținte realiste. Nu de tipul 2-3 kg pe săptămână, ci să înțelegi că media săptămânală este undeva la 700 de grame, 1 kg. Astfel, nu vei mai pune presiune pe tine și nu o să mai apară nemulțumirea că nu ți-ai atins obiectivul. Nemulțumire care te îndreaptă către vechiul comportament alimentar. În al doilea rând, este nevoie să înțelegi ce se află în spatele poftelor. Ești nervos, ești supărat, adică să devii conștient. Și uite, îți propun un exercițiu.
Atunci când întinzi mâna după un produs care știi că nu-ți sprijină slăbirea, întreabă-te, mă ajută? Doar atât. Mă ajută? Și dacă tu vei trage concluzia că la acel moment este imperios necesar să consumi acel produs, fă-o. Fă-o, dar asumă-ți că în săptămâna respectivă nu vei mai pierde la cântar 700 de grame sau 1 kg, ci mai puțin. Cheia o reprezintă asumarea. În lipsa asumării apare dezamăgirea, apare respingerea de sine. Plecând de la ideea că mintea caută plăcere și evită durerea, eu îți recomand pentru momentele dificile să ai în casă, la îndemână, produse care sprijină slăbirea, dar îți aduc și plăcere, de tipul fructe de pădure sau dulciuri low carb. Atunci când sunt întrebat, dar eu ce mănânc pentru a slăbi, eu răspund printr-o întrebare. Ce îți place să mănânci? Și plecând de la răspunsurile clientului, creionăm împreună un plan alimentar care să poată fi perpetuat pe termen lung, pentru că importantă este menținerea, nu neapărat slăbirea. Slăbirea se termină la un moment dat. Mai multe despre stilul meu de lucru vei găsi pe site-ul meu. Și acum trebuie să fug, că am o ședință. Să ai parte de o zi minunată și da, tu poți. Numai bine!